Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de Margin Talk. Așa e, Margin Talk, pentru că după ce zbor 12 ore și dormi pe tine și te uiți la SmackDown și Impact știind că a doua zi trebuie să faci Smart Talk, primești un mesaj: "Dude, iar plec la ora asta de la servici." Mersi, Dani. Da. Așa că, deși eu am fost plecat o săptămână, am reușit cu un chiu cu vai pe acolo să mă uit la tot ce am putut. Adică m-am uitat la Payback, m-am uitat la Raw și când m-am întors m-am uitat și la SmackDown și Impact. Vezi ce bine e să ai voie prin alte țări? Așa, să începem direct cu Payback. Nu pierdem timpul pentru că eu sunt absolut teribil de frânt. Nu vă dați seama, chiar dacă am dormit o zi, dar nu contează. Payback. Payback a fost în mare parte cam exact ce mă așteptam. Am început cu un match de pre-show pe care nici nu aș vrea să-l discut. Este un mask versus hair match. Este genul de match care odată și de mult era folosit în același timp pentru amuzament, dar putea foarte bine și fi folosit pe un ton foarte serios. Am avut și în divizia feminină un astfel de match, un hair versus hair match. Am avut recent și CM Punk versus Rey Mysterio. Am avut tot felul de meciuri de genul ăsta care au dat o oarecare seriozitate meciului. Chiar și meciul de la WrestleMania 23, în care se știa că Vince McMahon o să-și piardă părul, se știa că totul este făcut pentru acel segment umoristic. Meciul în sine a fost serios și meciul în sine a primit un ton serios din cauza că în principal s-a axat pe ideea că Vince McMahon nu vrea să fie ras în cap și și-au ales niște reprezentanți puternici care au reușit să facă un meci bun. Acest meci a fost iarăși WWE crezând că e entertainment ce fac. Au încercat ce e drept, adică asta a fost, nu știu, poate cineva a zis: "Mă, trebuie să facem ceva special," și s-au folosit de restul oamenilor, adică de 3MB și de Los Matadores pentru a adăuga puțin flair meciului, dar până la urma urmei, să fim serioși, a fost o prostie de meci, a fost o pierdere totală de timp și putem să trecem mai departe pentru că altceva nici nu vreau să discut. Începem cu Payback. Payback în sine, adică meciul pentru titlul United States între Cesaro și Sheamus a fost un meci destul de bunicel. Mie mi-a plăcut. Cesaro a fost cel care a cărat. Finalul a fost ok, pentru că din punctul meu de vedere poate să meargă mai departe cu feud, ceea ce culmea n-au făcut. Adică nu știu, s-au axat pe altceva. Deși eu aș fi vrut să văd mai multe meciuri între ei doi și aș fi vrut un eventual titlu pentru Cesaro pentru a solidifica poziția lui Heyman ca importantă, nu doar verbală. Adică Heyman este acolo, ca să-l comparăm cum a fost cu Curtis Axel. Curtis Axel a fost acolo și Heyman pentru el, nu prea a realizat nimic cu Heyman. Eventual, cei doi s-au despărțit. La fel și cu Ryback. Acum, Paul Heyman este lângă Cesaro și trebuie până la urmă să motivezi chestia asta. Da, bun, este promo-uri foarte bune, foarte bine și frumos, dar trebuie să motivezi existența unui manager și să zici că, mamă, Cesaro a beneficiat din chestia asta. E clar că parteneriatul merge mai departe. Paul Heyman însă și-a spus că el duce oameni până sus. Well, du-l până sus. Sau în cazul ăsta până la o centură măcar de mid-card. N-a fost să fie, dar mi-a plăcut match. Deci chiar a fost un match ok, decent pentru un pay-per-view post-WrestleMania în perioada de asta moartă. Ryback și Curtis Axel împotriva lui Cody Rhodes și Goldust. Începem în sfârșit poate un fel de storyline pentru frații Brothers, da? Pentru frații Rhodes. Și aparent Cody se simte vinovat pentru pierderile echipei. Nu-mi dau seama de ce. Adică este cel puțin ciudat storyline-ul. Adică el a început, n-am ce spune. Meciul în sine a fost ok. Nu nimic special. Adică este genul de meci care, da, putea să fie și la Raw, putea să facă acest segment și la SmackDown, putea să facă. Eu nu știu, poate sunt eu de o mentalitate învechită în care la pay-per-view, fie că este WrestleMania, fie că este
Survivor Series sau SummerSlam sau fie că este un pay-per-view ăsta, trecător ca Payback, trebuie să însemne ceva, trebuie să fie un punct de pornire și trebuie să realizezi ceva. În cazul ăsta ai putea argumenta că este începutul storyline-ului, din cauza că aici Cody Rhodes a spus gata. Dar pe de altă parte, eu aș vrea să evidențiez și asta și prin meciuri, adică mă, aș fi vrut să văd acest meci mult mai bun, adică mult mai bine lucrat și știm că se poate, ca să motiveze plecarea lui Cody, adică să zică, mă, uite, vezi, am dat tot ce am putut din mine, adică amândoi și nu a fost destul. Nu, a fost un meci mediocru și nu a fost destul. În general, mediocritatea nu e destul. Rusev vs. Big E. Yay! Cine n-a văzut asta venind? Rusev câștigă. Putem să trecem mai departe. Dani, băgați aici o glumă cu Dani când curge saliva după Lana. Continuare. Ce pot să spun despre Rusev așa este că începe să mă irite puțin. Și este încă la început, adică este încă în faza de squash-uri și feud-uri foarte mici. Mă irită mai mult conceptul personajului. Am spus-o odată și de mult. Rusev și Lana sunt niște personaje parcă luați din anii 80. O să discutăm asta și un pic la Raw cu prezentarea de medalie, dar asta e Rusev. Este un personaj din anii 80. Este superficial, nu are nimic acolo și pare să, mai ales cu zvonuri despre un feud între Rusev și John Cena și dacă se ajunge acolo, că va fi încă un monstru hrănit. Na, știți eterna poveste, pentru că o să ajungem și la ea un pic mai încolo. Kofi Kingston vs. Bo Dallas, care nu se întâmplă, pentru că Kane, pentru că nu știu, adică ei vor în momentul ăsta, WWE vrea să-l mențină pe Kane relevant, vrea să-l mențină pe Kane ca un monstru și am zis ok, dar după aia o să ajungem la Raw. Bo Dallas este amuzant, adică Bo Dallas este de genul, este de gimmick-ul penibil, dar el crede ceea ce spune, așa că în același timp îl urăși că crede o asemenea o prostie, dar este atât de amuzant. Pentru că all you have to do is believe. Doamne Dumnezeule, este amuzant. E amuzant pentru că este clar și un pic satiric la adresa unui anumit believe. Oricum. Merge pentru titlul intercontinental Robin Dan vs. Bad News Barrett. Asta a fost chiar un meci solid. Mie mi-a plăcut. Deci mie chiar asta a fost un meci care mi-a plăcut. Ceea ce pot spune este că n-am avut meciul serii. Adică o să ajungem la main event și o să discutăm acolo de ce consider că ambele au avut lacune, da? Uite asta a fost un meci chiar foarte solid. Și na, Robin Dan nu o să câștige un titlu, cu toți știm asta, că de contractul său este clar făcut aici pentru a pune oameni over, pentru a se folosi de statutul său de legendă, pentru a rămâne mid-card și pentru a pune oameni over. Wade Barrett trebuie să crească și Wade Barrett crește foarte bine. Păcat, ceea ce recunosc nu-mi place este atunci când se auto-intitulează Bad News. Mă, spuneți Barrett, e destul. Nu-ți spune porecla. Nu știu, poate nu-mi place mie, poate pur și simplu nu-mi place mie în situația asta. Segmentul între Stephanie McMahon și Daniel Bryan. Am o problemă cu toată chestia asta. O problemă conceptuală și apropo, e doar personală și realizez că unii s-ar putea să nu fie de acord. Daniel Bryan este face-ul și Daniel Bryan atâta timp a zis că e luptă pentru fani. Ok. Dar problema este alta. Problema este că Stephanie McMahon are dreptate. Stephanie McMahon, de bine de rău, are dreptate. În companie, totdeauna când nu poți să lupți, să renunți la titlu pentru a oferi posibilitatea fanilor să vadă meciuri pentru titlu. Iar Daniel este în poziția, storyline vorbind, kayfabe, în care da, dacă renunță la titlu, Stephanie McMahon va fi foarte fericită. Dar în același timp, dacă nu o face, este un măgar față de fani. Așa că el, din punctul meu de vedere, trebuie clar să zică, mă, eu renunț la titlu, nu pentru tine, este nasol că tu
beneficiez de chestia asta, dar eu renunț pentru fan pentru că ei merită asta, ei merită să aibă un campion. Și de asta este foarte ciudat să fie iarăși într-o poziție în care heel-ul are perfectă dreptate, iar fanii suportă face-ul, deși nu este decizia corectă. Segmentul a fost ok, Brie în continuare este cea mai bună actriță de pe fața planetei, Oscaruri să curgă. Chanturi de CM Punk. Este o mică discuție care nu știu dacă să o avem sau nu. În continuare, eu rămân surprins. Adică nu mă așteptam ca chanturile să continue până în ziua de astăzi, dar în același timp arată calitatea pe care a oferit-o Punk. Pentru că calitatea pe care a oferit-o Punk și în același timp frustrarea de care a dat dovadă că o are. Și care rezonează foarte mult cu fanii, în sensul că foarte mulți fani au același gen de frustrare ca Punk. Mă, nu e bine ce se întâmplă. Nu așa trebuie storyline-urile. Nu așa. Nu e bine cum tu conduceți compania. Nu ați ales o direcție bună. Deci toată lumea este frustrată. Și CM Punk este în momentul ăsta a devenit un chant din punctul meu de vedere de a exprima această frustrare. Pentru că, să fim serioși, când îl auzim, unul, când este vorba de conducere, și de bine de rău Stephanie McMahon și Triple H sunt oameni care iau decizii creative, deci chanturile către ei sunt bine adresate, și când meciurile sunt plictisitoare, atunci auzim numele lui CM Punk. Dacă avem un feud bun, dacă avem un match bun, this is awesome. Dacă avem ceva absolut groaznic, CM Punk este acolo în chanturile publicului. Așa că în cazul ăsta, iarăși, chanturile au fost adresate către Stephanie McMahon. Ea a fost inteligentă să spună că el încearcă să zică că el a renunțat. Sure, bă, că nu e ca și cum pur și simplu voi mergeți pe direcția de scoate bani de pe copii răsfățați folosindu-vă de metode de marketing de 2 bani. Oricum, sunt curios ce se întâmplă cu Brian. Sunt curios dacă chiar o să se vindece până la Money in the Bank sau nu. Sincer, cred că nu. Ceea ce înseamnă că o să avem un nou campion și asta ridică întrebări, semne de întrebare, pentru că ridică posibilități noi. Suntem iarăși în perioada anului, cum am zis, în care se poate testa apele cu noi oameni. Și poate să vedem alți oameni ridicându-se la rangul de main eventer, măcar pentru o perioadă, pentru a testa apele. Și nu Cena sau Orton. Bâh. Citeam un coment pe site că seara, când mai aveam timp, intram de la hotel pe site și observam niște comentarii nu tocmai bine construite pe secțiunea de comentarii, cum ar fi că John Cena și Randy Orton sunt singurii oameni care ar putea să țină titlul în momentul ăsta. Nu. Nu. Deci nu. Stau și mă gândesc. Oricum, ca să vă dau exemplu de... Oricum, o să ajungem la secțiunea de întrebări, pentru că acolo o să trec prin întrebări de pe multiple articole, doar așa, ca să facem și să mai și râdem puțin. Sper că cei care vor fi, să zicem, victimele acestor întrebări mai amuzante, să nu se supere și să realizeze că până la urmă viața asta trebuie să știm să facem și mișto de noi. Adică, în Smart Talk, hai să fim serioși, eu fac mișto de Dani face mișto de mine, câteodată mai dur, câteodată foarte dur, câteodată doar superficial, dar trebuie să știm să acceptăm propriile noastre limite. Bun, hai să trecem la acest last man standing dintre John Cena și Bray Wyatt. Acest match pentru mine a avut două părți. În primul rând, partea de început în care îmi venea efectiv să mă culc sau să fac orice altceva decât să mă uit la pay-per-view, pentru că era tipicul match Cena. Tipicul match Cena în care Cena nu a făcut nimic, stat acolo și Bray Wyatt a interacționat cu publicul, mai dădea două lovituri în Cena, mai interacționat cu publicul, așa că meciul în Cena a fost nu tocmai reușit. Așa că, ce pot să spun... Prima parte a meciului este tipicul match Cena, dă naibii să ardă în flăcări, pleacă naibii din WWE. A doua parte care merită puțin de discutat a fost genul de meci care e bun pentru Cena.
Și neapărat pentru Cena este bun, în general pentru orice wrestler care are un set de manevre limitat și care în general încearcă să se bazează pe brawl-uri. A fost partea mai hardcore în care cei doi au reușit să facă un match destul de interesant și de bine și de ușor de urmărit. Avantajul meciului iarăși care, hai să fim serioși, a fost pus acolo și pentru storyline, dar în același timp și pentru a arăta marile limitări pe care le are băiatul glorios al companiei. Frații Usos și Eric Rowan și Luke Harper. Deci acești patru oameni au intervenit foarte mult în match, foarte mult în match, ceea ce a luat foarte mult din atenție și a direcționat-o către ei. Nu, au fost bucăți mari în care lumea nu era atentă la Cena sau la Bray și era atent la cei patru sau la ce făceau ei, astfel putând să ofere per total un match mai entertaining. Astea le nu știu dacă sunt mulțumit. Da, bun, nu, în primul rând să nu ziceți că n-au fost ok momentele lor. Au fost foarte ok, bravo, superb, I was entertained, cum se spune. Dar în același timp nu pot să nu fac un pas înapoi și să zic, hey, meciul ăsta era între Bray Wyatt și John Cena, iar Bray Wyatt și John Cena nu au putut să ducă meciul la un nivelul ăla. A fost nevoie de ajutor. Nu-mi place. Mi-a plăcut ce am văzut, dar nu-mi place că a fost nevoie de acest suport, de această cârjă. Pe de altă parte, e Cena. El stă pe cârjă de când e timpul timp și pământul pământ. Câștigător John Cena, la fel cum am spus, Sacketani, știam că asta o să se întâmplă. Ce pot să spun? Bray Wyatt încă o victimă, deja s-a trecut mai departe. O să ajunge și la SmackDown la promo lui Bray Wyatt. Nu contează. Divas title match, cui îi pasă, un match scurt. Paige câștigă. De comentatorii, ce pot să spun asta, iarăși comentatorii sunt total dezinteresați. Îmi vine câteodată să mă duc să dau palme și lui Vince McMahon, pentru că mă, cum pot să stai în urechea lor atâta timp pentru anumite meciuri și după aia să-l lași efectiv să-și bată joc de altele? Adică să-și bată joc de altele. Bun, înțeleg să le spui, ok băieți, meciul ăsta este de relax, meci fanii trebuie să se detensioneze după ultimul, fiți și voi mai liniștiți, fiți și voi mai calmi în comentariu. Mă, da, să-i lași să-și bată joc. Să-și bată joc în halul. Cui pasă? Deci cui pasă să ne asculti? Mi se face silă de Michael Cole. Eu din punct de vedere profesional, să-l întâlnesc pe Michael Cole, Jerry the King Lawler și John Bradshaw Layfield, lui Bradshaw și lui King le spune, mă, lui Bradshaw, mare fan de wrestler și mare fan de-al tău, excelent ai fost la comentarii un SmackDown acum ani de zile, mai și momente geniale acum, King la fel, mă, excelent comentariu acum ani de zile, și după aia le spune la toți în grup, în momentul ăsta sunteți penibili, chiar vi se pare că este amuzant ca la televizor când sunteți urmăriți de milioane de oameni să bateți niște apropouri jenante, niște glume de liceeni între voi. Este, înțeleg să mai bași câte una dacă ești heel, dar în același timp să menții tensiunea meciului, dar este chiar penibil să îți bagi joc de munca unui wrestler chiar din cauza, doar din cauza că el a fost pus într-un match de cooldown, pentru că până la urmă el încearcă să fie interesant acolo, fără să facă publicul, hai să-l pună pe scaun, dar încearcă să-și facă, să se folosească de timpul acordat. Și tu în momentul ăsta vorbești de ce ai mâncat la prânz sau de vai ce prost arăți în costumul ăla sau... Hai. Deci sunteți jenanți. Asta le spune. Bun. No Holds Barred Elimination Match, The Shield vs Evolution. A fost un match bun. I think it's a bit overrated, pentru că mă uitam la toată lumea care zice ați primit-o de analiză și Dan a fost mult prea dur cu acest meci, pentru că meciul a fost un meci bun, a încercat în același timp să arate, a încercat foarte multe chestii să arate, dar nu a fost atât de bun decât pe cum ultimul lor meci. Ultimul lor meci mi s-a părut mult mai reușit decât ăsta. Deci cred că sunt cele două extreme ale, în general, de care tind oamenii. Adică în momentul în care nu au primit ceea ce au vrut, automat s-ar, mă, ce slab e meciul ăsta.
și momentul care primesc, care primesc ceea ce vor sau aproape, mamă ce bun e meciul ăsta și deja nu văd lacunele. Marea lacună a fost că Shield a fost worked over mult prea mult, adică cât au trecut, a fost genul de meci a la Sina, în sensul că au suferit foarte, foarte mult și deodată și-au revenit toți. Aș fi vrut să văd mai mult back and forth. În general prefer să văd mai mult back and forth. Dar meciul a fost ok, deci meciul a fost foarte ok din toate punctele de vedere. Așa că putem să încheiem cu așa o mică concluzie despre Payback. A fost un pay-per-view decent. Lucrurile rele care puteau să se întâmple, știam că o să se întâmple, victoria lui Cena, și cam atât. Și bine, și pre-show match. În rest, n-a fost atât de rău. Deci chiar n-a fost atât de rău. A fost un pay-per-view la care, da, merită să te uiți poate în două părți, a zice eu. Adică nu să stai live, pentru noi românii e o mare nasoală să stai live până la 4 dimineața. Ha, eu eram cu fusul orar mai devreme, am putut să mă uit la el de la 1 la 5 și să mă culc mai mult. Ce bine a fost. Oricum, este un pay-per-view care, să zicem, merită urmărit, dar a doua zi. Deci merită urmărit în reluare, nu stat live. Și merită urmărit cu pauze. Bun, acestea fiind spuse, cred că este cel mai bine în momentul ăsta să trecem la Monday Night Raw, nu? Monday Night Raw. Cât timp eu deschid pagina cu rezultate, mă amuză că site-ul în momentul ăsta se sară cu Kirov, de ce nu apare Kirov Talk? Oameni buni, știți că eu sunt editorul nostru? Nu? Adică eu fac toate videourile, deci chiar dacă Dani își petrece timpul undeva înregistrând în grota sa Kirov Talk-ul sau ce face el de obicei ca să înregistreze chestia aia, tot trebuie să-mi dea mie fichierul ca să-l compilez audio cu video, nu? Adică tot eu fac asta și Dani nu știe cum. Adică dacă ar putea să o facă, adică nu este un procedeu neapărat foarte greu de învățat, dar probabil ar pune acolo o poză cu un autoportret făcut în Paint și ceva de genul ăsta, un bubble pe care scrie Kirov, când ar fi Kirov Talk-ul. Bun, Monday Night Raw a fost un show interesant pentru că a oferit multe segmente ciudate, cel puțin pentru mine. Primul a fost începutul ciudățeniei. Bine, ciudățenia a fost mai târziu, dar a fost începutul, pentru că a fost renunțarea lui Batista. Care, hai să fim serios, știam că vine, Batista trebuie să ducă să promoveze filmul. Aici intervine primul coment foarte ciudat care l-am citit săptămâna aceasta, pentru că oameni ciudați. Apropo, că Batista de ce să se ducă el la filmele lui, că de ce trebuie să se ducă la filmele lui, că nu sunt alți oameni care au jucat în filmul ăla, la Guardians of the Galaxy, că în principal pentru asta se duce să promoveze filmul Guardians of the Galaxy. Ba da, sunt, iar dacă Batista era un rol mic, adică ceva de genul avea cum a avut rolul său în Riddick, unde era pur și simplu omul omorât de Riddick în minutul 50. Spoiler alert! Atunci poate nu trebuia să ducă să-l promoveze. Dar în cazul ăsta este unul din personajele principale, din grupul principal, cu o istorie de foarte mulți ani, mai ales în benzile desenate. Hai să facem un Google. The Destroyer Wiki. Vedem exact când a apărut Drax the Destroyer. There we go, Drax the Destroyer, a fictional character appearing in comic books by Marvel. A fost creat de Mike Frederick cu artistul Jim Sterlin și personajul a apărut prima dată în Iron Man 55 în februarie 1973. Deci de bine de rău, acest personaj, Drax the Destroyer, este un personaj destul de vechi. Destul de vechi, este un personaj important pentru film, este un personaj important pentru benzile desenate. Bine, este un personaj secundar în marele univers Marvel, dar este unul din personajele principale din film. Normal că trebuie să ducă să-l promoveze, alături de sub toți ceilalți oameni. Adică nu vă faceți griji, și Bradley Cooper, care nici măcar nu apare în film, este doar vocea unui raton, tot se duce să-și promoveze filmul. Dar aminte Batista, care e acolo, nu... total, și îl vezi, bine, machiat, dar îl vezi. Este o,
o nevoie care trebuie să o facă și din punctul meu de vedere e un lucru foarte bun, pentru că Batista are niște meciuri foarte proaste. Așa că să se ducă, să ți se facă puțin dor de momentele sale amuzante, pentru că este un heel foarte bun ca la microfon și e bine să aibă pauze. În momentul ăsta îmi vine să readuc aminte că singurul motiv pentru care Batista nu a suferit aceeași ură pe care a suferit John Cena, pentru că dacă stai să compari, i-a avut cariere foarte similare, este din cauza că Batista s-a accidentat foarte des. Se accidenta foarte des și lipsea câte 4-5 luni de zile și se întorcea și în momentul ăla iarăși puteai să fii fresh față de el. În continuare exact aceleași comentarii că meciurile sunt slabe, că nu poate să care meciuri, că nu poate să lucreze, ceea ce este foarte adevărat. Dar existau, aveai perioade de pauză și puteai să zici, da, bun, hai că suport 2 luni de zile sau 3 sau 5 sau... și nu te săturai. Segmentul în sine mi s-a părut foarte reușit, Batista iarăși foarte bun la microfon, îi place să nu aibă limite și pur și simplu să fie măgar. Triple H și-a arătat frustrarea cu înfrângerea pe care au suferit-o. Chantul de CM Punk iarăși adresată conducerii pe ideea că, mă, conducere, hello, nu e bine ce faceți, aveți momente bune, dar vrem mai mult. Și... aflăm că mai târziu The Shield o să discute victoria lor. Da, o să ajungem și la ce s-a întâmplat cu The Shield. Rob Van Dam, Sheamus vs. Cesaro și Bad News Barrett. Aici plecarea lui Cesaro a fost o chestie care pe mine nu m-a bine dispus. Nu m-a impresionat în niciun fel. Adică de ce? Care a fost motivul? Adică o vaită să mă relaxez? Sau eu sunt mai presus de acest tag match? Nu, adică nu știu, nu sunt profund impresionat de iarăși de direcția de hey, eu sunt Paul Heyman și îmi duc oamenii în vârf. Nu așa ți duci omul în vârf plecând din meciuri. Bun. Ce a urmat după chestia asta? Damien Sandow? Da, Damien Sandow și Big Show, cui pasă, trecem mai departe. Adică n-ai ce spune. Damien Sandow joacă rolul foarte bine, dar nu știu ce se întâmplă cu el. Ori așteptăm un build, ori așteptăm un future endeavor, ceea ce e păcat. Kofi Kingston vs. Bo Dallas, pentru că n-am avut meciul la Payback, îl avem acum la Monday Night Raw. A fost un meci destul de ok, adică meci de Monday Night Raw, Bo în continuare cu bolivul lui, probabil o să ținem cam așa vreo lună, maxim două, și după aia o să primim ceva mai serios. Mi-a plăcut micile chanturi de Bray is better, pentru că pentru cei nu știu, Bray Wyatt este fratele lui Bo Dallas. Și ce a urmat? A urmat Stephanie McMahon. Stephanie McMahon în ring, discutând de tot ce s-a întâmplat la Payback. Și acum, primul nostru moment de margin în care zice I told you so. John Cena. Ce caută John Cena aici? Păi, vă spun eu foarte clar ce caută John Cena aici. John Cena l-a mâncat pe Bray Wyatt. A trecut mai departe. Gata. S-a terminat feud-ul ăla. Spuneți papa, papa. Bray Wyatt n-a fost pus over, Bray Wyatt a fost mâncat de monstru la tot mâncător de monstri, de John Cena, de supererou, de băiatul bun, de camașeniel de personaj plictisitor și camașeniele de feud-uri pe care le-am văzut de 10.000 de ori. Hai să vă citesc un coment care l-a primit recent. Nu pot să caracterizez un om după ce wrestler preferă, aici normal mă refer la cei care preferă pe John Cena. Cum adică dacă ține cu Cena e Mark? Că zice Majin? Văd că tot dai link-uri, îți recomand și tu să asculti ceva și îmi dă o melodie de la Pasărea Coribri. Fiecare om are păreri diferite. Știu articolul făcut acum câteva săptămâni că tu nu accepti păreri nejustificate. Păi normal că nu accept păreri justificate, nimeni n-ar trebui să accepte păreri nejustificate. Decât dacă sunt păreri, ceva de genul mie nu îmi place ciocolata, pentru că gustul, reacția chimică, mie nu îmi place. Ok, bun, bun, ok, ok, bun. Nu-ți place ciocolata? Este o reacție fizică care nu poți să spui e bună sau e rea. Ea doar este. Normal, doar este. Și nu-ți place. Ok. În momentul în care spui nu-ți place John Cena, de ce nu-ți place? Păi, de ce nu-mi place? Pentru că numărul său de manevre este limitat. Personajul este foarte limitat. Storyline-urile pe care le-am văzut sunt aceleași pe care le-am văzut de 10.000 de ori. Dacă ne întoarcem undeva în 2006 și ne uităm la John Cena pentru prima oară, atunci poți să spui, mă, mie nu îmi place John Cena. Bun, de ce nu-ți place? Nu-mi place, acest personaj nu rezonează cu mine. Ah, ok.
Altul spune, mie îmi place. De ce? Păi acest personaj rezonează cu mine. Toate bune și frumoase, pentru că este prima oară când îl vezi, este prima oară când interacționezi cu el. După ce l-ai văzut de 10.000 de ori, nu mai merge argumentul că îmi place sau nu îmi place. Este clar plictisitor pentru că a fost de 10.000 de ori. Este, again, factual. Nu poți să spui că... Tâmpi! Oricum, continuând. Mie, de exemplu, pot să spun că îmi place Cesaro mai mult ca Daniel Bryan și să zic pentru că este chel. Da! Dar dacă de mâine Cesaro începe să facă doar, nu știu, European Elbow over and over and over în toate meciuri, singura manevră pe care o face în 10 meciuri la rând, singura, atât, doar European Elbow, contează că e chel? Nu! Poate ție îți place Daniel Bryan pentru că și tu ești mic, să zicem, și prefer oamenii scunzi. De acord? Dar dacă Daniel Bryan mâine începe să facă aceeași manevră, over and over and over and over, aș fi tembel. Pentru că, hai să vă spun, apropo, revenind la gusturi, ciocolata. Mie îmi place, mie nu-mi place. Dacă un om care îi place ciocolata mănâncă doar ciocolată, over and over and over and over, ghiciți ce se întâmplă cu ciocolata. O să ajungă, bine, pe lângă diabet, să nu-i mai placă. Gusturile nu se discută, este argumentul suprem folosit de oameni care nu poate să-și apere părerea. Pentru că aici nu discutăm de gusturi, aici nu discutăm de hai să încercăm ceva pentru prima oară să vedem dacă îmi place sau nu. Nu, aici discutăm despre lucruri factuale. Și în momentul în care nu mai ai argumente, în care realizezi că tot ceea ce spui tu este o prostie, este o prostie crasă, spui gusturile nu se discută. Există filme proaste, există filme bune. Există un film numit Street Fighter, dacă îl știți, cu Jean-Claude Van Damme. Este un film foarte prost, este un film slab, este un film, nu mai știu dacă a primit și nominalizări la Zumeu Dadea, este un film slab. Mie îmi place. Mie îmi place. Și pentru că are momente, care pe mine mă amuză teribil, Jean-Claude Van Damme este un actor de acțiune care mie îmi place, dar dacă m-aș uita la filmul ăsta de 10.000 de ori, o să ajungă să-mi displacă. Bo Dallas, all you have to do is believe. Am spus-o, este un gimmick de început enervant, amuzant, de început. Fie că îți place, fie că nu, la început nu deranjează. Dar dacă el peste o perioadă nu evoluează, nu schimbă personajul, o să moară. O să moară. John Cena nu și-a schimbat personajul de 12 fucking ani de zile. Și stai și îmi spui mie că e doar o părere? Nu, nu este o părere. Tu ești bătut în cap și o spun foarte că ești bătut în cap. Să poți să te uiți la același lucru timp de 20 de ani de zile, ești bătut în cap. N-am ce să spun altceva. Ești bătut în cap să nu realizezi că dacă te uiți la același lucru de ani de zile în continuu, 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 vedeți cât de enervant e? În continuu, în continuu, în continuu, în continuu, mă, dar e chiar enervant, în continuu, în continuu, în continuu, în continuu, în continuu. Pentru că asta am suferit noi din cauza lui Sina. Eu n-am avut probleme cu Sina cu ani de zile. Eu am fost ăla care l-a apărat, cu exact argumentele cu care l-a apărat lumea acum, dar nu se mai aplică. Idiots. Mă enervează, recunosc, îmi pare rău că merg pe aceste ranturi, dar mă absolut enervează când cineva vine și spune o prostie. Flat Earth Society. That's Google. Există o grupare de oameni care are 1000 și ceva de membri în momentul ăsta care insistă că pământul nostru este plat. Și nu că în glumă sau umoristic sau ironic, cum e să zicem religia Spaghetti Monsters, Pastafariani, care este o religie oficială, dar este făcută ironic. Nu, ăștia chiar cred că pământul este plat. Cum poți să discuți cu un astfel de om? În primul rând, cum poți să lasă respire? Da, lasă asta. Revenind la Psina. Țineți minte cum am spus că la Payback, Kane l-a atacat pe Kofi Kingston într-o tentativă de a rămâne relevant până la meciul cu Daniel Bryan? Da? S-a dus relevanța lui pe apa sâmbetei din cauza lui John Cena? S-a dus relevanța pe apa sâmbetei din cauza lui John Cena. Pentru că John Cena, după meciul său de aseară, foarte brutal,
A ieșit victorios din confruntarea cu The Demon Kane. Și iarăși mie îmi spune cineva că al place pe Sina nu înseamnă să fii Mark. Întruchipează markismul, pentru că Mark în primul rând înseamnă că tu înghiți gogoașa oferită de WWE. Nu contează că știi că e fals sau nu, că este spectacol sau nu. Nu, Mark asta înseamnă că înghiți gogoașa. Că indiferent ce ți se oferă, tu o urmărești și atât. Tu nu ai o părere. Tu nu zici, mă, da, asta îmi place, asta nu îmi place, aia a fost executat prost, asta nu. Nu, tu te uiți, cu așa, cu o dâră de saliva târnând pe marginea gulii. Nu, segmentul ăsta a fost execrabil de prost. Cum adică un superstar, un wrestler, chiar și, să zicem, de Sina, deci chiar și ăsta, a trecut printr-un match foarte, foarte dur cu o seară înainte. Este atacat de cineva care săptămâni mai devreme se ridica după ce a fost lovit de mașină, care nu a luptat aseară, deci care zice că e fresh, de acest Demon Kane. Și îl dărâmă și câștigă confruntarea. Ok, da, poți să spui, dar Kane s-a ridicat. Nu contează că Kane s-a ridicat la final. Da, aia a fost o tentativă de doi bani de a arăta că, oh, monstrul încă se ridică. Monstrul încă se ridică după ce a fost bătut de unul care de-abia poate să se bată. Yay! Apropo și de rantul meu mai devreme, de Jeff fac rantul, uite, din cauza asta. Din cauza că în loc ca monstrul Kane să fie pus over, să fie relevant pentru Daniel Bryan când se ajunge acolo, dacă se ajunge acolo cu accidentarea sa, am avut parte de acest, de această efectiv îngropat, de parcă n-a mai fost Kane îngropat odată cu mult timp. De asta John Cena este o prostie. De asta înseamnă să fii Mark fără discuție. Să-l placi pe John Cena? Mă, am spus-o foarte clar, eu-l plăceam pe John Cena. Deci eu-l plăceam. Mi se pare că, mă, ăsta are un promor bune. Ăsta poate să spună chestii, dar a devenit atât de repetitiv, atât de repetitiv, încât trebuie să fii bătut în cap să-ți placă, să fii bătut în cap. Noi, ca oameni, avem nevoie de diversitate. În orice. În orice. Nu poți asculta aceeași melodie de 100 de ori pentru că ajungi să nu o suporți. Și știm asta, știți? Hiturile alea de vară, care apare o melodie, mai ce mișto e. Asculți radio de 20.000 de ori și se face silă, nu mai vrei să o auzi? Nu, nu este o părere că Sina este rău pentru industrie în momentul ăsta. Sau nu neapărat Sina, dacă vreți în cel mai bun tot ce se întâmplă, că e fabric cu Sina. Îl placi pe Sina? Bravo ție! Aplauze pentru John Cena, omul. Este un stand-up guy, o fi drăguț. Îi place să meargă seara, la lumina lunii și să mănânce mere și să discute cu Brie Bella sau ce dracu fac ei pe Total Divas. Bravo lui! Nu-mi pasă! Pentru că eu sunt fan wrestling. Iar în wrestling, iar ce se întâmplă în ring, ce se întâmplă la televizor, este de tot căcatul. Trecând mai departe, Los Matadores și vs. Drew McIntyre și Heath Slater nu-i pasă pentru că s-a bătut apropo la ce s-a întâmplat aseară în meciul ăla de 2 bani și a trebuit să-l vedem pe Hornswoggle care nu s-a tuns. Pentru că știi, apropo iarăși de lucruri, decizii proaste pe care le ia WWE și le cheam tu CM Punk, în momentul în care cineva se, să zicem că ar trece prin acest meci, care e primul lucru care îl face când ajunge backstage? Păi, well, hai să-mi egaliz, să-mi fac părul egal peste tot, hai să iau un aparat, să mă rad complet și o să cresc. Asta e. Trebuie să stau și eu 3 săptămâni chel. M-am tuns, m-am ras în cap de Halloween ca să, pentru costumul meu. În 3 săptămâni aveam părul la loc. Asta e. Faptul că avea bucățile alea de păr atârnând, asta e doar de entertainment. Nu sunt amuzat de chestia asta pentru că este umor de 2 bani, umor forțat și nu mă interesează. Nikki Bella vs. Alicia Fox și Oksana este o tentativă iarăși de a atrage atenția lui Daniel Bryan și asupra lui Brie Bella. Pot spune că nu mă interesează. Alicia Fox și Oksana sunt... E foarte interesant cu atunci când Alicia Fox a pierdut un match important, s-a subliniat faptul cât de penibilă e. În timpul meciului s-a subliniat faptul cât de penibilă e.
Și în momentul ăsta iarăși încearcă să o acrediteze drept un pericol. Nu. Nu poți face chestia asta. Nu poți. Adam Rose vs. Jack Swagger. Ăsta a fost un meci interesant pentru mine pentru că am avut ocazia să-l urmărim pe Adam Rose. Și pe lângă faptul că meciul a fost clar umoristic, Rose nu a lucrat rău, dar cred că este nevoie de alt gen de meci pentru a-l pune over pe Rose. Și asta s-a văzut cel mai clar când la final, când iară CM Punk a apărut ca nume. Deci CM Punk s-a bătut apropo la el, pentru că iarăși ceea ce vedeam era nu ceea ce vrea să vadă lumea. Da, bun, e amuzant că Adam Rose e foarte vesel, dar în același timp trebuie să fii mai mult decât gimmick-ul tău. Trebuie să fii mai mult de prima vedere. În momentul ăsta Adam Rose n-a dat senzația asta. Ce se întâmplă mai departe? Luke Harper vs. Eric Rowan. Hai să vorbim și despre promo-ul în primul rând executat de Luke Harper. Frumos promo, n-am ce spune, frumos promo, dar în același timp mi s-a dat senzația că vor să-i separe pe ei de Bray Wyatt. Nu știu de ce. Adică asta mi s-a dat senzația, mai ales că și la SmackDown am avut promo-ul lui Bray separat. Așa că rămâne de văzut ce se întâmplă cu ăștia. Meciul a fost foarte bun. Deci meciul a fost foarte bun, toată lumea a lucrat foarte bine. Eric Rowan și Luke Harper au câștigat și chiar aș vrea să-i văd pe cei doi campioni la echipe. Aș vrea să-i văd pe cei doi făcând mai mult, pentru că, mai ales pe Luke Harper. Pentru că clar pot și clar se poate să lucrez cu ei. Chiar și în backstage tot există zvonul despre cei doi fiind foarte, foarte bine priviți de toată lumea. Money in the Bank Qualifying Match. Alberto Del Rio vs. Dolph Ziggler. Alberto Del Rio câștigă. Frumușel meci, dar cam scurt. Nu vorbim. Ryback și Curtis Axel câștigă versus Goldust și Sin Cara. Partener ales de Cody Rhodes. Și de aici o să se pornească feud-ul la un moment dat, presupun, dintre frații Rhodes. Nu știu dacă este cea mai bună metodă de a porni un feud între ei, dar ăsta este storyline-ul pe care ne-l dăm. Bun. Rusev, marele patriot din Rusia, primește medalia de onoare din partea Federației Rusie. Primește o medalie atât de clișee pe cum personajele însăși. Pentru că medalia era o stea. Dacă era de fapt o lună și un ciocan, atunci chiar cu adevărat eram pur și simplu jenați de acest segment. Nu-mi vine să cred că cineva poate să fie atât de clișeu în exprimare și în vorbire. Cum poți să fii atât de evident? Este clar că Rusia are un gimmick de rus. Am prins asta. Am prins că el este rusul distrugător. Dar dă-i ceva mai mult decât un personaj din Rocky 4 în care Rusia crash. Trebuie să fie mai mult. Pentru că altfel trece mai departe, nu-i așa? E nevoie în general de un pic mai mult ca să fii interesant decât doar de un accent care enervează. Roman Reigns vs. Randy Orton. Promo-urile celălalt de Shield bune. Și normal vine planul B al lui Triple H. Probleme? Multiple. În primul rând sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat, pentru că chiar speram ca The Shield să aibă o altă cale pe cât majoritatea grupurilor din istorie. Deci mă așteptam să aibă o altă direcție. Nu? Decât ceea ce a avut. Să se întâmple altceva. Să se despartă pe termen bun. Să fie ceva de genul efectiv Triple H, sau să se întâmple ceva de genul în care dacă ei nu se despart, sunt toți concediați. Și ei să fie de acord, da, noi ne despărțim. Succes, fraților, să ne vedem cu toții main event. Și să nu ia fiecare pe calea lui. Unul pentru Intercontinental, altul pentru US, altul cu altceva. Fiecare sau ceva să se separe ok. Asta aș fi vrut. Am primit tipica despărțire prin trădare. În primul și în primul rând, problema este, deja ziceam, asta este dezamăgirea mea, dar asta e, am primit despărțirea prin trădare. În primul și în primul rând este nevoie de motivație.
motivația lui Roman Reigns, la mine, lui Seth Rollins, care încă nu a fost dezvăluită nici la SmackDown, o să trecem pe SmackDown foarte repede, nu a fost dezvăluită, așa că eu vin cu întrebarea, voi aveți încredere în echipa de creație să oferă un motiv bun? Că eu n-am. Mi este tare frică ca fix motivația care am primit-o la SmackDown, de eu sunt singurul care trebuie să știe, este tot ce vom primi și trecem mai departe. Gata, nu știu, nici noi nu știm de ce i-am despărțit de despărțit. Mi este frică de chestia asta. Cred că The Shield însăși ca grupare merită un pic mai mult. O să vedem cum evoluează feud-ul între toți. Cam asta trebuie spus. Dar altfel, părerea mea față de această despărțire este în momentul ăsta un pom. Vreau să văd ce se întâmplă înainte să mă arunc înainte cu o opinie. Este ok, aș fi vrut altceva, este ok pe moment, vreau să văd încotro merg, vreau să văd în ce direcție merg, înainte să spun dacă a fost cu adevărat bună sau rea. Un pic dezamăgitoare, iarăși, pentru că eu aș fi vrut altceva pe termen lung. De la ei, Friday Night SmackDown, ca să trecem repede prin acest minunat Friday Night SmackDown. Cum spuneam, Seth Rollins și-a motivat că, spunând că doar el este cel care trebuie să știe toate cele bune și frumoase și Dolph Ziggler vine și ține unul din cele mai bune promo-uri al lui Dolph Ziggler și duce la un match foarte bun între Seth Rollins și Dolph Ziggler. Iarăși, cred că asta arată Dolph este acolo pentru a pune oameni over în momentul ăsta. E păcat, e păcat că n-a avut momentul său de glorie, mai ales că este unul din cei mai buni worker, dacă nu cel mai bun. E cel mai bun seller, asta e clar. Și a fost un match foarte bun. A fost un match care cu un feud în spate, cu un feud cu adevărat bun, ar fi fost demn de main eventul unui pay-per-view mai mare. Și dacă primeai mai mult timp, adică match-ul ăsta a durat vreo 10 minute, dacă primea 20 și un feud bun, ăsta era match de main event, clar. De main event pay-per-view, de a vinde, de a construi un întreg pay-per-view în jurul unui match de genul ăsta. Dar na, ce poți să faci? Din păcate, Dolph Ziggler suferă. Chestii care s-au mai întâmplat la SmackDown, chestii foarte importante și foarte neimportante. Cesaro, Bad News Barrett. Am avut match-ul ăsta cu RVD, nu pot să spun că am înțeles de ce. Triple H și Seth Rollins și Randy Orton discută cu Big Show. Yay. Big Show s-a întors ca să fie folosit să pună over trecerea lui Rollins. The Usos vs. Ryback să-l într-un match non-titlu. N-am înțeles de ce match-ul ăsta a existat. S-a terminat în 3 minute și 10 secunde. Adică Ryback s-a câștigat un meci doar ca să pierde pe ăsta. A fost filler, a fost totul filler. Rusev crash în 35 de secunde. Medalia, cui pasă. Adică de ce am problema mea cu Rusev este că este un gimmick doar de anii 80 și e vremea să-i dai ceva mai serios decât gimmick-ul de Rus. Rob Van Dam vs. Cesaro vs. Bad News Barrett, am zis, match pentru titlul intercontinental câștigat și de Bad News Barrett. A fost un match solid, dar în același timp nu l-am înțeles. Adică de ce vs. RVD și Cesaro, de unde până unde? Un triple threat pentru mine ar trebui să primească un pic de build-up, să există un conflict între cei trei. Nu prea a existat deloc. Adică înțeleg de ce Cesaro și Barrett, pentru că Cesaro l-a abandonat, dar de ce să primească un title shot? Rob Van Dam bine a pierdut un match, dar de ce să primească și el un title shot, pentru că a pierdut un match? Genul ăsta de chestii care pur și simplu nu le-am înțeles. Natalia vs. Alicia Fox. Natalia câștigă, Alicia Fox o ia razna, pe același lucru. Bo Dallas câștigă vs. Santino Marella, iar am văzut segmentul ăsta la Raw cu Kofi Kingston, deci nu, faptul că vedem iar cu Santino Marella fără mari diferențe nu mă impresionează. Are un undefeated streak, adică e 5-0 în momentul ăsta. Încă puțin și ajunge ca Goldberg. Și încă puțin și ajunge și ca Undertaker. Doar 20 și ceva de ani să treacă, nu? Big Show vs. Randy Orton, main eventul, că ăsta iarăși o să trecem repede. A fost mai mult să îl pună over pe
Seth Rollins, dar în același, știi, e foarte ciudat să pui over pe Seth Rollins într-un match 3 versus într-un match în care într-o situație 3 versus 1. Adică clar arăta că Seth Rollins este un om care gândește, pentru că vai, de atunci nu în cap un Big Show. Dar nu știu, totul mi s-a părut foarte, foarte underwhelming. Foarte neimpresionant, foarte doar de dragul de a fi acolo. Uite ce bun e Orton, uite ce bun e Rollins, că l-a salvat și pe Orton pe Triple H. Ceva mai mult, ceva mai cu flair, ceva mai cu impact aș fi. Na, na, SmackDown nu mai are impact de foarte mult timp. Bun, Impact Wrestling, o să încercăm să trecem și prin asta foarte repede, ceea ce nu e foarte ușor, pentru că e Impact, e Impact, e chestia aia cu în care foarte multe chestii se întâmplă pe care nu le înțelegi, deci. Și apoi o să trecem și prin întrebări și tot felul de comentarii și avem avem foarte multe, foarte multe chestii care m-am amuz. Of. De Doamne Dumnezeule. Perioada post-WrestleMania în care site-ul este invadat de oameni care abar n-au ce vorbesc. Bun. Impact Wrestling. Ce s-a întâmplat la Impact Wrestling? Am avut un promo de început în MVP, Bobby Lashley și Kenny King, nu? În care s-a discutat despre Joe, ea și Joe pe acolo. Nu știu, cred că în momentul ăsta marea problemă cu în tine este că n-ai un talker care să-ți capteze atenția în afară de Bully Ray. Și asta s-a văzut mai ales la finalul în show-ului, dar o să ajungem și acolo. În momentul ăsta, în acest segment, nimic nu m-a captat, deci absolut nimic. Deci au fost discuții în care s-a ajuns la la un match între Austin Aries și Joe în Losers Get Fired from TNA. Singura chestie care trebuie să recunosc este cu adevărat de apreciat la segmentul ăsta, deci cu adevărat de apreciat, este abuzul de putere, pentru că asta înseamnă abuz de putere. So, ai două opțiuni în momentul în care ești la putere. Ori să concediezi pe toată lumea, ceea ce ar fi absolut stupid, pentru că după aia nu mai poți să ai o companie. Ori să faci cum faci în WWE-ul și abuzul de putere să fie câteodată exagerat de neimpresionat. Adică, mă, stai puțin, tu ai toată puterea din compania asta și nu faci ceva cu adevărat parșiv, cu adevărat urât. Uite că MVP asta a făcut, deci cu adevărat parșiv. Voi doi sunteți împotriva mea? Bine, eu dacă am toată puterea spun că amândoi trebuie să aveți un match unul cu altul, ceea ce n-ar fi o problemă, pentru că asta înseamnă să fii wrestler câteodată, să te lupți cu și cu prietenii. Și pierzătorul gets fired. Foarte, foarte, foarte mișto. Pentru că în același timp, dacă l-acuz de ceva, nu pot să spună, nu, pur și simplu consider că amândoi sunteți, n-ați mai avut meciuri și n-ați mai oferit rezultate bune în ultima vreme, așa că vă ofer o ultimă șansă să vă arătați calitatea, unul versus altul. Nu am nevoie de doi oameni care să nu facă ceva, așa că vreau să văd care este mai bun dintre cei doi și pe ăla să-l păstrez. Este foarte, foarte parșiv gândit segmentul și foarte, foarte bun. Dar iarăși execuția mai îi lasă puțin de dorit din cauza că nimeni din acest Kenny King, Bobby Lashley nu pot vorbi, Samoa Joe nu poate vorbi, adică Samoa Joe în TNA de atâta timp este fixat pe același lucru și adică, nu sunt impresionat. Iar MVP, câteodată are momente bune, câteodată momente proaste, ăsta n-a fost un moment strălucit pentru el, iar Austin Aries este CM Punk Light. Magnus cu Bram a fost o discuție iarăși interesantă. Cred că culmea că TNA a fost un cu cât stau să mă gândesc mai mult la el, cu atât a fost un show mult mai bine executat. Adică s-au folosit de Willow foarte bine, în sensul că nu l-au lăsat să vorbească. Nu l-au lăsat să vorbească, s-au folosit doar de personaj. Și chiar dacă Willow a câștigat prin descalificare, în sfârșit s-a ajuns la acel Magnus de care tot discuta Bram. Și acum poate în următoarele săptămâni o să vedem exact ce poate să facă Bram și Magnus împreună. Singura cu adevărat mare problemă a fost un meci scurt și faptul că Magnus nu știe să lovească, să facă acele lovituri să pară reale. Adică a fost
A fost amuzant. Iarăși MVP dă o dovadă de parșivitate și de mârlănie în momentul în care face meciul între cei doi lupi, între Eddie Edwards și David Richards. A, pur și simplu, asta este un abuz de putere către care genul poți să îl susții, bine, îl susții, poți să-l înțelegi și poți cu adevărat să zici, da, asta este abuz de putere, e nevoie de o schimbare. Și culmea ce s-a întâmplat la finale a fost iarăși ceva foarte, foarte reușit. Dar o să ajungem și la final. TNA a fost un show, cu cât stau să mă gândesc, un show bun. Chiar au încercat să-și ascundă lacunele. The Bromance și... Vai, cum naiba să numesc? The Menagerie, așa. The Menagerie au avut un segment amuzant. Ce pot să spun este că, hey, WWE, țineți minte meciul ăla Hair vs. Mask Match? Porcărie execrabilă? Vreți un segment amuzant? Faceți-l ca ăsta. În ultimele săptămâni, The Menagerie au avut niște meciuri foarte, foarte proaste. În momentul ăsta, acest segment a fost mult mai ok. Deci, ăsta este un segment amuzant, totuși cu o tentă de seriozitate. Cu o tentă de seriozitate pe care poți să o susții și pe care poți să o accepți în cadrul unui show. Mult mai bine decât ce a oferit WWE. Nu-mi vine să cred, my god, TNA is actually pretty good. Pardon. Gunner și Sam Shaw, hai să discutăm toate segmentele care au fost mai multe. Gunner și Sam Shaw au fost, cred că, partea slabă în tot TNA pentru că... Pentru că Sam Shaw este foarte inconsistent în reacții. Și asta îmi displace. Este foarte inconsistent în personalitate. Adică am avut în săptămâni de-a rândul în care pur și simplu ieri era omul obsedat cu Christy Hemming. Bun, ok, înțeleg chestia asta. A fost băgat la zdup pentru că era omul obsedat cu Christy Hemming. Și deja în momentul ăsta, când discutăm cu el, pare că are mult mai multe probleme. Dar în același timp dă și dovadă de un comportament pueril, ceva de genul, nu vreau să-mi vezi desenele. Bine, hai că ți le arăt. Oh, uite, e și un desen cu tine acolo. E un pic de inconsistență, e opus de ceea ce spun mai devreme că un personaj trebuie să evolueze. Dar s-a sărit foarte mult cu Sam. Adică Sam Shaw este un personaj exagerat. Este un personaj care trebuie să dea senzația că are o boală psihică. Nu poți să sari de la o boală psihică la alta. În același timp poți, poate, dacă o faci bine, ține n-a făcut bine. Adică, nu știu, mi-a dat senzația de niște segmente foarte, foarte, nu știu, prost executate, nu știu exact pe ce direcție să meargă. Adică nu mi s-a părut că această nouă latura lui Sam, mult mai inocentă și mai relaxată, mai să fie ceva intenționat. Pur și simplu n-au știut ce direcție să dea segmentul. Și astfel toate segmentele dintre Gunner și Shaw mi s-au părut foarte slabe. Asta a fost punctul foarte. Samoa Joe și versus Austin Aries a fost un match destul de bunicel. Și apoi Eric Young, campionul mondial alături de Bully Ray, au intervenit și au salvat și au salvat cariera lui Joe și a lui Austin Aries printr-o chestie foarte bună, scoțând arbitrul din ecuație. Astfel conducerea nu poate să concedieze pe nimeni, pentru că hei, m-am dat cuvântul. Nu pot să vă concediez pe amândoi, că iarăși deja intru în chestia aia că hei, concediez prea multă lume. Așa că aparent a fost o decizie foarte bună. MVP și Black Evolution au ieșit, totul s-a făcut totul s-a făcut cum trebuie și Bully Ray a ținut tot promo. Bully Ray a fost cel care a ținut și a dus segmentul unde trebuie, cred că trebuie spus. A dus segmentul ăsta unde trebuia să fie, a vorbit pentru toată lumea, a făcut unul dintre cele mai idiote meciuri pe care le-am auzit vreodată, un 4 vs 4 first blood match. Adică ce? 4 vs 4 first blood match. Cum merge asta? Am mers exact cum ne-am așteptat. Păi dacă unul dintr-o echipă sângerează, întreaga echipă pierde, ceea ce e cam absurd, dar, you know, TNA și meciuri ciudate. Dar în primul rând, ideea este că tot segmentul ăsta mi-a plăcut și a fost solid. Din păcate a dus la ceva care nu sunt de acord, dar o să ajungem mai târziu, pentru că a urmat James Storm și...
Ken Anderson și într-un segment iarăși destul de reușit. A fost unul din, cred că unul din puține dăți în care în TNA s-a făcut un costume get-up. Ken Anderson a jucat rolul foarte bine de bețiv și clar s-a făcut și a încercat să își bată joc de Storm cât mai bine. Storm a tratat segmentul cu o nonșalanță foarte interesantă. Uite că pot să vorbesc și limba română. Deci a tratat segmentul cu o nonșalanță foarte, foarte mișto și a dus la un match la Slammiversary, care pot să spun că segmentul mi-a plăcut. N-a fost rău deloc, n-a durat prea mult. A fost foarte bine. Foarte bine. A urmat Angelina Love cu Madison Rain împotriva lui Velvet Sky pentru TNA Knockouts Championship. Nu prea-mi place că acest titlu parcă e apărat în fiecare săptămână și nu se întâmplă nimic. Adică, faceți și ceva să evoluați storyline-ul. Nu trebuie să ai meci pentru centură în fiecare săptămână. Ceva să evoluezi, niște conflicte. Ce pot să spun? Despre acest segment. Cred că cel mai bine este să spun că până la urmă este mult mai mult ce primește divizia divelor. Este mult, mult mai mult. Este mult mai complex. Adică există un conflict între Madison Rain și Britney. Britney post-match a spus foarte clar că hei, am făcut exact ce ai vrut tu, nu m-am băgat nasul. Ceea ce a fost foarte adevărat. Angelina Love și Velvet Sky au această grupare care este mult mai reușită și mult mai interesantă decât ce se întâmplă cu Alicia Fox. Deci, chiar dacă aș vrea ca divizia să primească puțin mai mult timp, pentru că, doamne, știm că toate fetele astea poate să lucreze, au ocazia să iasă în evidență. Ceea ce, na, e mai bine spus decât ce primesc restul. Într-un first blood match, Ethan Carter, MVP, Kenny King și Bobby Lashley, nu știu ce am spus toate numele, adică era Ethan Carter și Black Evolution, versus Bully Ray, Samoa Joe, Austin Aries și Eric Young, care iarăși nu își cară titlul cu el, într-un first blood match. Meciul nu a ținut foarte mult. Bine, a ținut 14 minute, de fapt. Ceea ce, de fapt, pentru tine e foarte mult. Meciul de 3 minute, sărim la meci de 14 minute. Bravo, cel mai lung meci, pardon. Sunt pur și simplu obișnuit ca meciurile serioase să țină cam 20. Oricum, meciul este pierdut atunci când EC3 este cel care sângerează și e greu de discutat, adică e greu de discutat despre meci. În sine a fost ok, dar în același timp un pic cam prea mult haos și un pic cam prea multe conflicte care încercau să le sublinieze pentru Slammiversary, pentru că sunt multiple meciuri pentru Slammiversary și de asta era greu să încerci să urmărești toate conflictele care vor să le sublinieze. Oricum, după meci a venit segmentul de backstage cu care s-a încheiat și show-ul în care Dixie Carter a declarat război celor de la Black Evolution pentru că îl atacau pe EC3 și pentru că până la urmă s-a permis ca EC3 să ajungă să ajungă la așa ceva. Și aici vine partea mea, că partea care m-a deranjat. Nimeni nu vrea să vadă un conflict heel versus heel. Nimeni nu vrea să facă Dixie Carter Hill versus Black Evolution. Nimeni! Și totuși asta pare să fie o direcție pe care merg. Săptămâna viitoare o să facem și predicții pentru Slammiversary. Momentan avem 8 meciuri anunțate, dacă nu mă înșel. Devon Erex o să aibă un meci cu cineva. Angelina Love versus Gail Kim pentru singles, pentru titlu. Austin Aries cu Kenny King. Storm cu Anderson. Willow cu Magnus. Lashley cu Joe, Bully Ray cu Ethan Carter și Eric Young cu MVP. Deci avem destule meciuri. Titlul intercontinental, titlul X Division pare să nu fie apărat. Nici titlul la echipe pare să nu fie apărat. Deci poate mai anunță ceva săptămâna viitoare. Biletele costă $12 la eveniment, deci doar ca să TNA face tot posibilul ca... Bine, în onoarea de faptului că sunt 12 ani. Da. Ideea este că vor cu adevărat să aibă ceva public la acest eveniment, că este unul din cele mai mari evenimente ale lor. Cred că din anumite puncte de vedere ei s-au chinuit atât de mult să pună over Bound for Glory ca meciul lor, ca evenimentul lor, ca WrestleMania-ul lor. Cred că Slammiversary e mai important în momentul ăsta. Cred eu că Slammiversary este mai important.
Oricum, cu asta haideți să trecem la tot felul de întrebări, că avem foarte multe, nu? Prima întrebare, într-o luptă adevărată, în partea lui Danilă, care ar fi clasamentul dintre următorii lăsări, după părerea voastră? Sheamus, Wade, Barrett, Big E, Brock Lesnar, Brodus Clay, Cesaro, CM Punk, The Rock, Kurt Angle, John Cena, Mark Henry, R-Truth, Ryback și William Regal. Răspunsul pe care l-am dat eu este același pe care l-a dat Gold, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar și normal, desigur, Brock Lesnar. Să nu uităm, wrestling-ul este fake, wrestling-ul este scriptat, este foarte greu să dai senzația de să știi cine sunt cei mai buni luptători într-o luptă reală. Kurt Angle este pe această listă, dar în același timp Kurt Angle a făcut wrestling, ceea ce este cu adevărat o artă, o tehnică de luptă, dar într-o luptă reală nu asta contează. Iar cel sportul care este foarte apropiat de o luptă reală sunt artele marțiale mixte. În momentul ăsta Brock Lesnar e Brock Lesnar. Ar omorât pe absolut toată lumea de pe listă. Deci, nu. Da. Oricum, hai să mai trecem și la alte întrebări. Găsim ceva? Întrebare. Așa. Dragă Kirov, apare acel talk show săptămâna asta sau nu? Cum am spus mai devreme, eu realizez editările, așa că tot eu trebuie să editez, să fie editat fișierul audio, chiar dacă îl făcea Dani, deci tot eu îl făceam. Așa, hai să intrăm cu adevărat într-un articol. Așa. Smart Talk, episodul 93. Să vedem ce întrebări avem. L-ați înregistrat joi? De ce înregistrăm vineri seara sau sâmbătă dimineața, depinde de posibilități, dacă chiar vreți să știți. În cazul ăsta este duminică dimineața. Sau na, ora 1. Credeți că Undertaker trebuia să retragă la WrestleMania 28 în End of an Era? Da, probabil. Adică probabil era cea mai bună situație pe momentul să se retragă. Sau în meciul cu CM Punk. CM Punk a fost ultimul om care i-a dat lui Undertaker un match decent. Credeți că dacă John Cena se retrage va dispărea era PG? Nu, dar pentru că sunt mult prea înfipți în ea. Dar îi va obliga să fie un pic mai creativi în discuție. Am spus clar, dacă un show de genul My Little Pony, care este everyone, pentru toată lumea, adică poate să trateze publicul cu seriozitate și să ofere cu adevărat chestii interesante urmărite, chiar și pentru adulți, de ce n-ar putea WWE să o facă? Crezi că WWE ar avea un adversar puternic în wrestling, ar putea să ridice puțin ștacheta? Evident, evident, competiția este bună pentru toată lumea. Crezi că toate întrebările astea vin din partea lui Gangster Shitfuck din noapte zi? Gie. Credeți că era mai bine că dacă WWE nu aducea general managers prin 2009-2010, adică dacă erau aduși și legătura aveau ei cu wrestling, cred că aici se referă la guest general managers și aici nu cred că este neapărat mai bine sau mai rău. General managers, ideea de general manager este foarte veche, chiar dacă avea alt termen în trecut. Erau commissioners, erau tot felul de, era la un moment dat sheriff, tot felul de termeni, dar acești oameni care reprezentau puterea într-un show sau pe tot WWE-ul este veche, antică și de demult, deci nu neapărat strică. Tu te referi la guest general managers, care a fost doar o perioadă în care ei au decis, mă, hai să facem chestia asta o perioadă și nu o privesc ca un lucru rău. Unii au fost foarte răi, pe cum Jerry Springer sau Bob Barker, Doamne ferește să-i mai vedem vreodată. Alții au fost foarte buni, pe cum Jeremy Piven sau Hugh Jackman, deci și-au făcut rolul cum trebuie. Chiar dacă vă aduceți aminte, odată și de mult a fost o apariție a lui Kevin Federline. Vai, Doamne, vă aduceți aminte de omul ăsta când era relevant? Kevin Federline și-a jucat rolul foarte bine. A știut că va fi huiduit, așa că a acceptat să ia un FU pe vremea aia din partea lui John Cena. A fost o altă chestie. Care este cel mai tehnic wrestler din istorie? Bret Hart sau Kurt Angle? Kurt Angle. Kurt Angle a putut să fie mult mai tehnic decât Bret Hart. Bret Hart era un pic, nu știu, părerea mea, un pic mai generalist. E un wrestler foarte tehnic, dar putea să era un pic mai generalist. Kurt Angle mult mai tehnic, cred eu. Credeți că dintre cei doi,
Credeți că Lana își joacă bine rolul de manager al Rusev? Da, dar amândoi, cum am spus mai devreme în tirada mea de accent, amândoi au un personaj foarte, foarte limitat și e nevoie de ceva mai mult. Adică aș vrea să văd mai mult decât Lana naționalista care trebuie să-l slăvească pe Putin. De ce Teddy Biasi, Arthur, John Morrison și Drew McIntyre nu au ajuns în top? Toți n-au ajuns în top pentru diferite motive. În principalul motiv este pentru că nu toată lumea ajunge în top. Deci Teddy Biasi nu a strălucit, nu a arătat, mă, eu merit să fiu un top, Arthur la fel, John Morrison la fel, a avut momentele sale. John Morrison e o discuție interesantă care poate o să o avem altă dată, dar la fel, a avut ceva care l-a blocat. Și Drew McIntyre, nu știu, Drew McIntyre este cu adevărat... Drew McIntyre din cauza lui nevastă. Drew McIntyre din cauza lui nevastă care a plecat tam-tam, cu mare tam-tam și cu chestii nasoale, așa că el a fost cel care a trebuit să suporte consecințele și na, a ajuns unde a ajuns. Ce de ieri la WrestleMania v-a plăcut cel mai mult? Am răspuns la asta de 7000 de ori. 17! Credeți că Rey Mysterio va mai lupta în main event? Nu! Credeți că AJ Styles se va întoarce în TNA? Nu! De ce în România wrestling-ul este considerat mai mult un film prost-trucage decât entertainment pe cum promovează WWE în România, în lume? Aici este un răspuns, cineva a dat un răspuns pentru că Ciprian spune că pentru că în România sunt țărani care consideră că wrestling-ul nu-și dau un pumn în față cu scopul să se omoare, wrestling-ul e de căcat. Nu. Nu este de asta. Și aici intervine, răspunsul este mult mai complex și îl voi da pe exemplu pe al meu minunat tată. Și exemplul va fi de desene animate și benzi desenate. Eu sunt un mare fan a ambelor. Pentru că am urmărit benzi desenate și desene animate de când eram mic. Iar ele au crescut cu mine, am crescut cu ele și am treptat, am trecut de la benzi desenate și desene animate destul de simpliste la lucruri mult, mult mai serioase. Am trecut, să zicem, de la Piff, la Amazing Spider-Man, la Spawn, la Hellraiser cu John Constantine, pentru cei nu știu ce e Hellraiser. La desene animate la fel, treci frumos de la chestii doar amuzate, la Looney Tunes, încep să vezi cât de bine sunt făcute, la umorul ascuns, evoluezi și ele evoluează cu tine și îți dai seama și poți să vezi tu, să crești și să vezi tranziția produsului către ceva. Înțelegeți. Bun, tatăl meu care a crescut într-o altă perioadă, numită comunism, nu a avut chestia asta. Deci pentru el benzile desenate erau pif, era pisica și atât. Desenele animate erau chestiile alea care le vedeai dimineața cu Lolek și Polek. Lolek și Polek, mamă, câți dintre cei care ne ascultă știu ce e Lolek și Polek? Oricum, niște desene animate clar orientate că pentru copii între 3 și 5 ani. Și după aia, gata. După aia a ajuns tatăl meu la 10-11 ani și gata, nu mai exista desen animat sau bandă desenată pentru vârsta aia. Erau chestii, deci te uitai în urmă și ziceai, eu am 10 ani, eu sunt prea mare pentru Lolek și Polek. Eu am 14 ani, eu sunt prea mare pentru Lolek și Polek. Eu am 20 de ani, eu sunt prea mare pentru desene animate. Eu am 30 de ani, eu sunt prea mare pentru desene animate. Eu am 40 de ani, eu sunt prea mare pentru desene animate. Asta a fost evoluția. Și în momentul în care postcomunism s-a introdus masiv benzile desenate și desenele animate de pentru cu tot o altă categorie de vârstă, tatăl meu nu a putut să se adapteze. A spus, eu nu pot să citesc benzi desenate. Chiar dacă ele, să ziceam, au notă de seriozitate, dacă cineva a citit Watchmen, este o filozofie, anticomunism, antidemocrație, este altceva. Nu a putut să citească Watchmen, de ce? Spun și răspunsul, fiind foarte clar, nu poți mă uit la poze. Nu poți mă uit la poze, desene. Asta sunt pentru copii, deși nu sunt. Pentru că nu a existat această creștere cu ei. Wrestling-ul în România a fost totdeauna privit de departe. Ce e wrestling-ul? Păi chestia aia falsă în care, e falsă. Și mentalitatea asta din cauza lipsei de contact direct, în momentul în care a început să intre în România mare, reacția principală a fost wrestling, chestia aia falsă. Nu am putut să crească cu ea. Eu, de bine de rău, am crescut cu wrestling-ul și am avut ocazia pe parcursul evoluției mele ca om să urmăresc wrestling și să-mi dau seama, mă, chestia asta este falsă. Și în momentul în care eu am trecut de la puști de 5 ani de zile care crede că totul e real și că Sting e cel mai tare din lume,
la chestia că, mă, dar e falsă? Atunci de ce mă uit? Dar stai, nu mă interesează că e falsă, că e cool. Am putut să trec și am putut să cresc cu chestia asta și la fel și mulți dintre voi. De asta, în general, wrestling-ul este privit ca un film prost și trucaj. Pentru că lumea, pur și simplu, nu a avut o perioadă de adaptare și în momentul ăsta wrestling-ul este privit foarte prost. Peste, să zicem, dacă wrestling-ul continuă să fie prezent în România, peste, să zicem, încă 10-15 ani, o să observați că, în general, atitudinea celor bătrâni, sau în vârstă, na, va rămâne aceeași, pe când noi oameni de 20 de ani, noi oameni de 30 de ani, vor avea cu totul altă atitudine, mult mai relaxată, mult mai înțelegătoare, pentru că vor fi priceput întreg fenomenul, vor fi trăit cu el. Asta este principalul motiv pentru care în România wrestling-ul nu este privit cum ar trebui să fie, din cauza că nu sunt obișnuiți cu el. Nu au fost obișnuiți cu el și au o preconcepție care a fost bătută în cuie acolo timp de ani și ani și ani și ani și ani de zile. De asta. Așa, asta au fost întrebările lui, trecem la alte întrebări mai departe. Ce părere ați avut de NXT TakeOver? De ce nu ați făcut review pentru TNA? Că nu l-am văzut. NXT TakeOver, o să spun foarte clar, Gold a fost un show foarte bun. Nu l-am discutat eu acum pentru că aș vrea să-l discut cu Dani. Este un show important și pe care putem să-l discutăm împreună. Pentru că se vor întâmpla foarte rar chestiile astea. Show-urile, au zis, triple ceva de genul de 4 sau de 5 ori pe an. Și cred că este foarte bine că se întâmplă. Ar ne dă și nouă posibilitatea să-l analizăm mai adânc. Așa. Jean zis Aladdin de la Balcani. Parizer și salam! Bra! Ok. Cine era tipul din videoclipurile cu Eva Marie de acum câteva săptămâni când stătea în pat și povestea? Nu știu că nu mă uit la Total Divas. Sau dacă a fost la Monday Night Raw, eu sar peste segmentele de la Total Divas. În comentarii despre prețurile de bilete, iarăși nu tocmai inteligente. Bun, Grizzly, ce tip de match vi se pare cel mai interesant? După părerea mea, Last Man Standing și First Blood. 2. Ce wrestler vi se par mai interesanți? High Flyer, Hardcore, tehnici și puternici. Bun, ce tip de match vi se pare cel mai interesant? E greu să spui. E greu să spui, fiecare are preferințele lui. Apropo, uite, aici Grizzly, domnul Grizzly, că el era cel mai devreme cu gusturile, nu se discută. Aici poți să spui că gusturile se pot discuta, pentru că meciurile poți să ai un Last Man Standing foarte bun sau poți să ai un Last Man Standing foarte prost. Poți să ai un First Blood match foarte bun, poți să ai un First Blood match foarte prost. Poți să ai orice fel de match foarte bun și foarte prost. Care oferă posibilitățile cele mai mari. Nu știu, aici ține de gusturi. Eu personal doreau n-am preferat. Aici este doar gust. Iron Man match-urile. Pentru că sunt meciurile în care Iron Man match-urile, dacă le dai o durată de o oră, sunt cu adevărat meciurile care subliniază cine poate să ducă. Nu faci un Iron Man match între oricine. Nu poți să-l faci pentru că nu poate să-l ducă toată lumea. Și de asta sunt foarte, foarte rare. Foarte rare. Și de asta prefer Iron Man match-urile. În rest, totul restul sunt gimmick. Hai să fim serios, Last Man Standing match este un no holds barred match din toate punctele de vedere, în afară de final, Extreme Rules, No Holds Barred, Hell in a Cell, Steel Cage, nu sunt foarte, adică mai ales Hell in a Cell în ultima perioadă în care nu s-a folosit cușca foarte des. Sunt foarte meciuri foarte, foarte similare în care nu vezi chestii făcute cu cușca decât uite, l-a aruncat în cușcă. Ei. Nu vezi chestii speciale. Deci de asta nu prefer dacă tot să ies să-mi aleg un gimmick match, prefer să-mi aleg un gimmick match care mi oferă cu adevărat ceva special. Și pentru mine Iron Man match-ul este meciul care cu adevărat poate să-ți arate ceva special. Poate să fie foarte prost. Pune-l pe John Cena cu Batista într-un Iron Man match și felicitări, poți să te duci să te culci o oră. Dar este meciul cu adevărat care poate să sublinieze calitatea tehnică a wrestlerilor. Și când zic tehnic, nu mă refer la necesar o serie de manevre sau la forță sau la high flyer. Nu. La complete packages. Apropo de a doua întrebare, care vi se pare wrestlerii cei mai interesanți? Gold a dat răspunsul perfect, complete packages, deci cel mai interesant este cel care poate să facă de toate. Normal am o ordine, adică de exemplu eu prefer un wrestler tehnic peste unul hardcore sau peste un powerhouse, prefer un tehnic peste high flyer, dar asta este pur părerea mea.
Dar eu cel mai mult sunt de acord, complete packages, cel care poate să facă de toate, un Shawn Michaels, că este cel mai bun, clar, cel mai bun exemplu, un Shawn Michaels este, totdeauna va fi alegerea mea față de oricine altcineva, eu prefer un Shawn Michaels decât, să zicem, un Chris Benoit, deși îmi place foarte mult Chris Benoit. Bun, hai să mergem mai departe cu întrebări. Mulțumim pentru Smart Talk. Așa, Bully. E amuzant că la Money in the Bank eram entuziasmat de Punk vs. Cena și acum e overrated. I-am răspuns, am scris și o să-i răspund și acum. Cum am spus, un match bun, asta înseamnă. Eram entuziasmat, match-ul a fost bun, mi-a plăcut și după aia lumea a luat o razna. Oameni buni, calmați-vă, a fost bun, mi-a plăcut, dar nu așa. Asta înseamnă overrated. Nu neapărat overrated înseamnă să iei un wrestler foarte prost și să-l apreciezi. Overrated înseamnă să supraapreciezi ceva. Overrated înseamnă să zici, să iei și ceva foarte bun și să zici, mamă, este cel mai bun. Nu, e bun, chiar poate foarte bun. Dar nu e cel mai ce. Nu e cel mai ce. Calmează-te, calm your tits. Ca promovare pentru Romanian Wrestling Alliance, erau bune filmulețe pe YouTube? Erau, dar au simțit nevoia să zică că nu vor să-i promovăm, așa că ne-am promovat. Și au fost filmulețe foarte, foarte scurte, poate era nevoie de ceva mai mult, să vorbească cu cineva, să le editeze video și să facă ceva promovare. Care este cel mai complet wrestler actual? Am primit aici Randy Orton, Cesaro, Bray Wyatt. Bray Wyatt, nu! Bray Wyatt, nu! Nu, încă nu a arătat că nu poate să ducă meciuri. Sau încă. Da, Randy Orton este un răspuns foarte pertinent. Pentru că este omul care poate să le facă pe toate. Bine, mai are puțin lacune în High Flyer, dar cel mai complet din toate punctele de vedere. Da, cred că Randy Orton este un exemplu foarte bun. Asta exclude faptul că nu vrea să lucreze. Dar este un exemplu foarte bun. Și cred că el este un... Probabil ar fi, cred că, cel mai complet. Da, nu, însă să mă gândesc. Și nu ai altul. Deci nu ai altul. Este omul care le are pe toate. Aș fi zis CM Punk, dar CM Punk nu mai e. Mulți o spune, da, dar n-are look-ul. Look-ul este cu adevărat o chestie de subiectivă. Randy Orton are un anumit look. CM Punk are un cu totul alt look. Este mult prea diferit ca să spui, a, ăla e mai bun ca ăla. Nu. Este un CM Punk a avut totdeauna un look poate interesant, nu unul care poți să-l bați sub preș. Daniel Bryan este un om care nu are look, este foarte clar, are un look aparte, faptul că este mic, faptul cu barba, dar în același timp este un look limitat pentru că este un wrestler mic și totdeauna va fi pus în poziția de underdog din cauza asta, de bine de rău. Și credeți că merită push din rosterul actual al WWE? Nediscutabil chestia asta cu push. Adică The Shield, toți sunt The Shield. Eric Rowan, Luke Harper, Cesaro. Cam atât. Push în sensul că de main event. Așa. Nu e așa că Roman Reigns ar sta mai bine cu părul dat pe spate și prins în coc? De ala ca mafiot sau tuns scurt sau militărește. La Triple H cu părul lung deranjat iar sta bine. Taker freza cum era Darkseid și cu barba ca anul ăsta. Cena arată cel mai bine. Acum arată ca cu cătu și iară. Batista ce mișto arată cu păr și barbă. Aia sub cură subțire prin 2007. Amuzați ca-i popa. Aș vrea să iau aceste momente și să oferim un moment de liniște pentru limba română. Adică nu sunt omul care nu greșește, mai scapă greșeli prin articole din când în când, dar un moment de liniște și de reculegere pentru moartea limbii române. Mulțumim, domnul Dans. Bun! Eu nu știu de ce considerați atitudinea atât de bună, probabil pentru că era perioada când ați început să vă uitați la wrestling, dar eu nu zic că este așa de nemaipomenită. Gimmick-urile erau prea exagerate, când erau Ministry of Darkness și tot felul de chestii de genul ăsta, era prea exagerat. După părerea mea, perioada perfectă a wrestling-ului a fost Ruthless Aggression Era, atunci da, totul perfect. Fals! Nu considerăm pentru că gimmick-urile erau exagerate, pentru că totdeauna nu asta ne-am uitat. Doamne Dumnezeule, apropo, iar eu presim că tu ai început să te uiți la wrestling în Ruthless Aggression.
Nu. Cea mai bună perioadă a wrestling era Attitude Era, nu din cauza gimmick-ului, am spus-o foarte, noi am spus-o de foarte multe ori, pentru că atunci existau gimmick-uri exagerate, momente exagerate. Vă aduceți aminte când Val Venus a fost castrat de Yakuza? Apropo de momente proaste, toate erele au avut momente proaste. Problema este de cu Ruthless Aggression. Spune-mi un feud foarte important din Ruthless Aggression Era. Evolution? Da, a avut Evolution. Dacă stau să mă gândesc, a fost Evolution cu, cum îl cheamă, cu Big Papa Pump Scott Steiner, cu Goldberg, Triple H cu Shawn Michaels. A fost un Brock Lesnar cu Kurt Angle. Da. Deci, vedeți, stau și mă gândesc când vin exemple. Feud-uri bune din Attitude Era. Ah, păi hai să unde încep? Păi hai să începem cu Stone Cold Steve Austin vs. Vince McMahon. Adică hai să-l aruncăm acolo să scăpăm de el. Stone Cold Steve Austin vs. The Rock. Hai să începem cu Rock vs. Triple H pentru titlul intercontinental. DX vs. Nation, care a fost separat. Owen Hart cu Bret Hart. Shawn Michaels cu Bret Hart. DX cu Shawn Michaels vs. Sergeant Slaughter când era el commissioner. Avem o mie și una de exemple. Gimmick-uri exagerate au existat. Nu spun nu. Gimmick-uri exagerate au existat mereu. Să ne aducem aminte de, apropo de Ruthless Aggression, de vai cum dracul chema pe fitness instructorul ăla. Să ne aducem aminte de oameni, de tag team-uri precum The Gemini sau La Resistance. Hai, las-o baltă. De ce Attitude Era mai bună? Pentru că a avut cele mai bune storyline-uri. De aia. Că erau exagerați în unele storyline-uri? Pff, da, și? Vrei să-ți dau exemple de storyline-uri exagerate din... sau nu neapărat exagerate, dar jenante din Ruthless Aggression? Hai să vedem. Eddie Guerrero și tot ce a făcut Eddie Guerrero în Ruthless Aggression înainte să câștige titlul WWE. Cu toate lowrider-urilor. Doamne, Dumnezeule, era un rasist ambulant. Era un stereotip ambulant Eddie Guerrero. I lie, I cheat, I steal. În care s-a furat medalia de aur a lui Kurt Angle. Aia n-a fost exagerat? Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, Iron Man, match multe bestiale, dar perioada 2002-2007, să spui că este mult peste. Iartă-mă, dar iarăși trebuie să fii bătut în cap. Iartă-mă, Grizzly, dar nu ești obiectiv. Ești subiectiv cu perioada care ai crescut. Ești subiectiv. Eu nu consider Attitude Era mai bună decât Ruthless Aggression pentru că motive, pentru storyline-uri exagerate. Frame Ministry of Darkness se pare exagerat? Ok. Ce zici de faptul că The Undertaker s-a întors ca The Dead Man? Ce zici de asta? Când s-a întors ca The Dead Man, când a ieșit de sub Buried Alive, ce zici de toate fulgerele prin Ruthless Aggression care au continuat până în epoca modernă de PG? Ce zici de alea exagerat? The Ministry of Darkness nu a fost neapărat exagerat. Bă, bun, a fost exagerat, nu mă lua greșit, adică, dar în același timp, chestii de genul ăsta au existat în toate erele. În toate erele. Întrebarea este, unde ai avut cel mai mult content bun? Cel mai mult content bun și la care să-ți ții minte o viață. În Ruthless Aggression era? În Attitude Era. În Attitude Era sunt momentele alea definitorii. Alea care toată lumea le discută 20 de ani mai târziu. Nu prea ai ce să discuți din Ruthless Aggression Era 20 de ani mai târziu. Ai când Eddie Guerrero și Chris Benoit s-au îmbrățișat la WrestleMania 21? Da. Ai anumite meciuri, de exemplu, când Eddie Guerrero a făcut acel blade job exagerat de serios? Da. În rest, ce ai? Ai niște Hell in a Cell-uri decente? Ai cel mai bun triple threat, nu? Da, Vengeance 2002 a fost, parcă, nu? Vengeance 2002 parcă a fost Undertaker vs. The Rock vs. Kurt Angle în ceea ce consider eu cel mai bun triple threat al tuturor timpurilor. Dar când a fost Vengeance 2002? Da, Vengeance 2002 a fost, nu? Da, Vengeance 2002. Un triple threat de 19 minute, un match foarte, foarte bun. A fost în iulie 2002. A fost în perioada de tranziție. Deci,
Hai să fim serioși și să nu-l acord Ruthless Aggression Era și să nu-l acord la Attitude Era. Deci, niciunul nu-l are. În continuare, care era are momentele pe care o să le ții minte o viață? TLC-urile, unde au fost? Deci, Ruthless Aggression, las-o baltă. Doar din cauza că ai crescut tu cu ea, nu înseamnă că e mai bună. Deci, nu înseamnă că e mai bună. Eu îți dau exemple clare pe hârtie, pe care tu nu poți să le contrazici. Nu ai! Dacă noi luăm, facem o listă, care au fost momentele mai bune a unei ere, care au fost momentele mai bune a celelalte, le punem pe hârtie, eu o să câștig cu Attitude Era, mereu. Care a avut momente mai exagerate, iarăși, tu poți face lista cu momentele tale exagerate. Eu o să pot să fac momentele mele exagerate, o să vezi că suntem cam pe același nivel. Poate Attitude Era a avut niște chestii puțin mai exagerate, de acord. Da, dar știi ceva? În momentul în care îți acordă niște chestii care le ții minte o viață, care nu o să le uiți la 90 de ani, o să spui, mamă, ți-aduce aminte când McFoley a căzut de pe cușcă, ți-aduce aminte de feudul Stone Cold Steve Austin, Vince McMahon, ți-aduce aminte de feudul pentru titlul intercontinental dintre The Rock și Triple H, care a făcut niște ladder match-uri geniale, ți-aduce aminte? Când o să poți să spui chestia asta, o să uiți de lucrurile exagerate. Și știi care e chestia apropo de lucrurile exagerate? Un lucru exagerat înseamnă că se încearcă ceva diferit, că se încearcă, se testează apele. Ruthless Aggression a fost începutul plafonării, începutul generalizării WWE, începutul tentativei de a încerca să atragi cât mai mulți oameni, să nu mai ai target audience de, you know, anti-autoritar, să încercăm să captivăm cât mai multă lume, a fi bland, a fi... Da, noi nu suntem exagerați. Asta este chestia, în momentul în care faci o chestie exagerată, ori poți să o nimerești, pentru că dacă iei să o luăm așa, de ce Vince McMahon nu s-a uitat la Stone Cold Steve Austin și a spus, da, ce ceva, ești concediat, pleacă. Și gata. 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 Ce, nu înțelegi? Gata. Nu tu Stone Cold Steve Austin în WWE, gata. Dacă vrei de chestii exagerate. Întreg feud-ul Stone Cold Steve Austin vs McMahon este exagerat. Pentru că pornește de la o premiză stupidă în care șeful nu ar spune, ești concediat. Alo, poliția, vă rog frumos să-l arestați pe Steve Williams că ne intră în clădire. Pornește la premiza că Vince McMahon este bătut în cap. O chestie foarte exagerată. Și câteodată când încerci chestii exagerate îți ies, câteodată nu. Ruthless Aggression nu a avut chestii exagerate. Așa că e apă sub pod. E pâine albă. Apropo de pâine albă, e pâine albă. Este un exemplu foarte bun. M-am dus în Cora, parcă? Nu în Cora, în Carrefour. În Carrefour și am văzut o pâine. Se numea Nordic Bread. Pâine nordică, trebuie să cumpăr. Apropo de ce înseamnă marketing. Și era 40.000 pâine. Am luat-o. Mamă ce bună era. Mamă ce bună era. 40.000 pâine, deci 4 lei pâine, și o bucată de țilă mică, excelentă, deci bună. Și n-am mâncat-o pe toată, a rămas și a stat peste noapte. Și a doua zi la fel de proaspătă, bună! Pâine albă pe care o cumperi de obicei. E pâine albă, e ok, nu e rea. O lași peste noapte în dulap, se usucă. La fel și asta. Ruthless Aggression era, nu a fost rea, s-a uscat, n-a avut nimic important. A avut momente bune, a avut mai momente mai slabe, dar a trecut. De bine de rău, Attitude Era a avut momente excelente, a avut și momente foarte proaste, nimeni nu le neagă. Dar a avut niște momente excelente pe care o să le ții minte o viață. Care e topul la putere de forță între Big Show, Cesaro, Brock Lesnar și Cena? Care sunt mai puternici? Domnul Dance, același om care a omorât limba română. Nu mă interesează. Asta este răspunsul meu. Încă o întrebare și gata. Care e diferența dintre Street Fight, Extreme Rules, No DQ, No Holds Barred? Niciuna! Ce companie a fost mai bună, WF sau WCW? Asta este o întrebare decentă. Pentru că asta este o chestie care sunt multe aspecte de discutat. În primul rând, din punct de vedere a calității, eu zic că WWF, pentru că WWF, apropo de exagerat, nu o lau razna.
Și de ce ziceam mai devreme de exagerare? Existau riscuri și existau momente exagerate, dar Grizzly, dacă vrei chestii exagerate, dă pe WCW unde să vezi pe Hulk Hogan și The Giant având un match de cu Monster Trucks, în care se vadă care trage Monster Truck-ul, cui trage mai tare, și apoi o să vezi pe Hulk Hogan căzând de clădire, apoi o să vină RoboCop și o să-l scoată pe Sting dintr-o cușcă de metal. Nu exagerez. În momentul în care s-a făcut promoția pentru filmul RoboCop, a venit RoboCop și l-a scos pe Sting dintr-o cușcă de metal. Spune ce vrei despre WWE și Scooby-Doo, dar n-au făcut chestia asta. Deci, care a fost mai bună? WWF a fost, din punctul meu de vedere, o companie mult mai calitativă și care și-a tratat fanii cu mult mai mult respect. A avut momente exagerate, dar totdeauna a fost un risc de a vedea exact cât cu cât poate să scape, cât de mult poate să meargă fără să intre în penibil. WCW a intrat foarte des în penibil. De asemenea, e vorba și de meciuri. WCW nu a subliniat niciodată importanța meciurilor. Totdeauna a încercat să fie foarte bombastică ca companie, să piasă în evidență, să vai, ce evenimente groaznice. Uite, acum avem eveniment într-un mall, pentru că Hulk Hogan își deschide Pasta Mania și alte prostii de genul ăsta. Nu, de WWF. Întrebare, credeți că Daniel Bryan se va menține tot timpul în main event? Va coborâ vreodată în mid-card? Nu știu. Este discutabil și depinde foarte mult de ce vrea WWE să facă cu el și depinde foarte mult și de el cât de mult poate să de adapteze. Dacă va rămâne face o perioadă foarte îndelungată, cred că atunci va cădea. Daniel Bryan la un moment dat va avea nevoie de un heel turn. De fapt, toată lumea are nevoie de un heel turn la un moment dat. Hint, hint. Credeți că este o idee bună ca Undertaker să-l lupte la WrestleMania 31? Dacă va lupta, ce clauză ar avea acel match din moment ce seria a fost încheiată? Corect. În primul rând, răspunsul este da. Ipotetic vorbind, Undertaker, dacă ar putea să lupte, ar fi o idee bună să lupte, pentru că Undertaker este un om care poate să facă meciuri foarte bune și ar putea să ofere o posibilitate de a pune over oameni în niște situații de very big matches, deci în meciuri foarte mari să pună over oameni. Problema este că Undertaker nu mai poate să lupte deloc, așa că nu. Cel mai bine, real vorbind, este că Undertaker să nu mai lupte sub nicio formă, pentru că indiferent ce match face, ori indiferent ce clauză face, Undertaker nu va mai avea un match bun. Ceea ce nu este bine pentru el. Dacă ar putea, da, sigur, jur. Oferă posibilitate interesante. Altfel nu. Întrebare cu interes major. Când naiba moare John Cena? Din păcate, am pierdut foarte mulți bani aruncând în fântâni. Pentru chestia asta încă nu s-a întâmplat, deci regret să spun, habar n-am. Holly, cum aș putea și eu să particip la un Smart Talk? Well, I don't know. Vezi wrestling de aproape 20 de ani de zile, să știi despre ce vorbești, să poți să faci o analiză pertinentă la absolut orice. Și să... nu știu, să intri în staff-ul Wrestlebook, ceea ce e greu, as it is. După aia să avem noi destul încredere în tine să te băgăm în Smart Talk, să poți să fii la Smart Talk în fiecare săptămână cât de cât posibil, nu să lipsești cu săptămânile, încât să considerăm că cel mai bine e să nu mai facem. Na. Și noi avem treabă și mai ratăm cât un Smart Talk, dar na. Întrebare, de ce companiile de wrestling mici, în comparație cu WWE, nu încearcă să apă propria lor semnătură și trebuie întreptat clonele WWE-ului? Bani. Este o chestie de marketing și în general foarte mulți oameni au senzația: ah, mamă, dacă formula aia funcționează, înseamnă că aia funcționează și dacă o folosesc și eu, poate nu o să funcționeze la fel de bine, dar o să funcioneze. Paralel aș putea să o fac cu industria jocurilor. Dacă aveți un telefon Android sau un iPhone la îndemână, în fie al părinților, pentru că aș vrea să cred că dacă aveți sub 15 ani să nu aveți asemenea telefoane, firați voi de răzgâiați. Iertați impertinența, dar consider că atunci când ești destul de mic încât nu știi cu ce se mănâncă și care este valoarea banului, de a avea un telefon ultra performant, pur și simplu te face ținta pentru un hoț și unde să-l știm un copil răsfățat. Un telefon la vârsta aia ar trebui să facă un singur lucru, să dai telefon. Nu tu poze, nu tu alte chestii. Nu tu jocuri, pentru că, hei, hai să scot telefonul în timpul orelor. Și așa educația noastră e ducă pe dus. Da, asta e discuții pentru altă dată. Cum ziceam, dacă aveți un astfel de device, luați-l frumos.
dați frumos la search, dați frumos Candy. Evident, noi ne uităm după Candy Crush Saga. Este un joc foarte de succes. A dus compania King la o companie de multimiliardă de dolari. Dar în același timp veți vedea că rezultatul nu este doar jocul ăla, ci vor fi foarte, foarte multe jocuri cu numele Candy sau Saga sau ceva de genul, identice. Identice, același lucru. Același lucru. De ce? Pentru că formula a funcționat și așa că scot și ei bani. Foarte puține companii reușesc să-și găsească o individualitate. Și problema este că în momentul în care îți găsești o individualitate, cum și-a găsit ECW odată și de mult, bine, ECW a căzut din cauza că Paul Heyman nu se descurcă cu banii, e altceva. Din cauza cum și-a găsit ECW, cum și-a găsit Ring of Honor cu The Code of Honor, cum și-a găsit TNA cu ringul cel de 6 colți, cu 6 colțuri. Problema este că în momentul în care îți găsești o astfel de nișă, exact asta faci, îți găsești o nișă și ești limitat la acea nișă. CZW, așa-i numesc eu, promoția aia hardcore, este o nișă și a găsit o nișă și o exploatează. Dar problema este că nișa aia, la un moment dat, o să ajungi la un plafon. Cât se termină nișa. În sensul că, gata, ai acoperit întreaga grupă de oameni care preferă acest gen de produs. Cum mai crești? În momentul ăla crești devenind mai general, devenind mai WWE. Asta este o mare parte din rețeta de succes a WWE, în ciuda unui produs foarte, foarte slab. Ei merg pe ideea că, mă, lasă, nu oferim un produs atât de bun, vorbim calitativ, pentru că nu vrem să ne pierdem oameni. Noi vrem să atragem cât mai mulți oameni. Ei încearcă să compenseze lipsa de calitate prin cantitate. Pe ideea că, mă, dacă ne urmăresc 100 de persoane, poate 50 o să cumpere tricouri. Dar dacă ne urmăresc 10.000 de persoane și cumpără 1.000, o să vindem 1.000 de tricouri. Pe ideea că o să faci mai mulți bani. 1.000 de tricouri înseamnă mult mai mult decât 50. Produsul suferă din chestia asta, că încerci să fii pe placul celor 10.000 de oameni. Chiar dacă, procentual vorbind, inițial vindeai 50%, în momentul ăsta vin 10%. Vin 10% din totala maselor. De asta se merge pe ideea, vai, cât mai mult. Eu nu sunt de părere de asta. De asta încercăm să, și la Smart Talk încercăm să fim foarte serioși. Avem nișa noastră de target audience și de multe ori suntem foarte duri cu cei care nu acceptă chestia asta, pentru că asta este cel mai bine, asta vrem. Este nișa pe care vrem să o acoperim, este fanul care înțelege produsul. Cu ei discutăm și vrem ca, hei, cei care vor să înțeleagă produsul să se simtă bine ascultând Smart Talk-ul. Vrem ca argumentele care sunt aduse să fie niște argumente pertinente, nu niște prostii bazate doar pe păreri. Iar ironic vorbind că eu am un articol numit o părere. Da. Și cam atâta. Mai sunt multe întrebări. Adică de ce Rollins va fi pus over de Ambrose? Asta aș putea să o reformulez în oare Rollins va fi pus over de Ambrose? Rămâne de văzut. Oricum, după o oră și 42 de minute, multe întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție pentru acest foarte, foarte lung margin talk. Săptămâna viitoare să-l bateți la cap pe Dani, dați-mi mesaje pe privat, găsiți-l pe Facebook, bateți-l la cap. Hei, unde ai fost? Unde ai fost? Hei, nu mai stai la muncă. Hei, imagina, mers cu avionul timp de 12 ore. A stat 6 ore într-un aeroport, a făcut margin talk-ul. Tu de ce nu? Tu de ce nu ți-ai făcut timp toată săptămâna să te uiți la chestii? Lene, hai Dani. Margin s-a uitat în alte țări la wrestling și tu n-ai timp acasă? Rușine. Hua. Am observat chestia asta, este la modă la noi. Hua. Chiar am primit un comentariu. Apropo că noi cenzurăm, e ceva de genul rușine WrestleBo, că l-am cenzurat. Pentru că pur și simplu n-am apucat să aprob comentul pentru că avea un link în el. Doamne, mare e grădina Domnului. Mare e grădina Domnului. Mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!